secțiile care funcționau în două dintre corpurile de clădire ale Spitalului Județean de Slatina au fost relocate, iar spațiile vor fi folosite pentru tratarea bolnavilor de coronavirus. Aici vor putea fi tratați în condiții bune 25 de pacienți cu COVID-19, forme ușoare și medii. Am organizat operațional de mâine 4 paturi de terapie intensivă pentru situațiile în care aceste cazuri se agravează. Sunt 4 paturi ATI care vor fi utilate în ceea ce înseamnă corpul medical, dotate cu ventilator mecanic, dotate cu injectomate, cu monitoare de funcții vitale, practic am tot ceea ce înseamnă pentru necesarul unui pacient cu detresă respiratorie. Avem 15 aparate de anestezie care pot fi folosite în caz de urgență ca ventilatoare mecanice, mai ales că în ultima perioadă noi am redus la maximum intervențiile chirurgicale neprogramate și internăm și operăm doar urgențele. Conducerea unității medicale a stabilit ca începând de mâine pacienții să fie triați pe două categorii, cu afecțiuni respiratorii și fără afecțiuni respiratorii. Pentru tratarea celor cu afecțiuni respiratorii, personalul medical va purta echipament complet de protecție, cazurile fiind considerate posibil infectate cu virusul COVID-19.